Laura Codruța Chioveși nu are niciun fel de relație cu SRI. Procurorul șef al DNA are relații instituționale cu alte instituții, inclusiv cu SRI. Toată colaborarea care a avut loc cu Serviciul Român de Informații, cu celelalte servicii de informații și cu celelalte instituții publice, au avut loc în temeiul legii și în baza protocoalelor care au fost încheiate. Eu nu îmi socotesc câte deplasări am la fiecare instituție, nu țin un grafic de câte ori pe zi merg la o instituție sau la altă instituție. Dar mi se pare firesc, ca și conducător de instituții, care au atribuții oarecum complementare în combaterea fenomenului infracțional, că vorbim de Ministerul de Interne, că vorbim de instanțe, că vorbim de CSM, că vorbim de Ministerul Justiției, ANAF, OLAF, toate instituțiile cu care noi ne întâlnim în activitatea noastră, mi se pare firesc să existe întâlniri instituționale și să ne vizităm. Eu nu cred că instituțiile publice în România au fost înființate ca fiecare în mod separat să acționeze. E nevoie de colaborare. Așa cum inculpații se întâlnesc și se constituie de multe ori în grupuri organizate și se înțeleg cum să comită o infracțiune, așa și instituțiile statului trebuie să combată anumite fenomene infracționale colaborând. Toate aceste întâlniri în cadrul unor spații ale acestui serviciu au fost exclusiv pe partea instituțională? Am fost invitat în calitatea mea instituțională, nu pentru că sunt Codruța Chioveși, ci pentru că eram procuror general sau pentru că sunt șef la DNA.